cu Catrina. Din nou, bun venit la un nou episod cu Catrinuș, care se grăbește acum tare, tare, tare să facă level. Gata, ne-am înscris în dungeon. Facem repie, merem, fugim. Am luat toate questurile, fug repie. Pe cine trebuie să mor? Acolo, mă duc. Pui și zbor, fata mea. Fâlpâie de narepile alea. Ai, ai. Bun. Nu știți pe cine trebuie să omor. Uite, de ăsta am treabă. Vies pe de ăsta. Am un an vreme. de l-am luat pe... Chiar mă. Nu i-am dat numele la Devilzaur. Trebuie să-i dăm nume. Dar stai, pe cine caut pe aici? A? nu mi spuneți. Vă rog. Mm, Ce pa, asta să plimbă. Ar trebui să fie pe aici. Uite-l pe ăsta. <coughs> Elitocă. Și apoi... Uh... Da, e dreptate. Trebuie să mă duc în dungeon. Îmi pare rău. Nu pot să stau aici cu tine, stibat. Hai să vedem ce damage dă până una alta. Nu dă chiar așa de mare damage. Ne descurcăm cu el. Ai, ai. Dați mă decline că m-am apucat de boss-ul ăsta. Au? Nu știu. Nu! A, bine. Bine și așa, așa Ce si de că. Hai să încep cu... Poftă bună cei care mâncați. Sau să vă fie de bine dacă tocmai ați terminat de mâncat și v-ați gândit că a, mai bine mă mai la un video pe aici și l-ați ales pe al meu. În caz că munciți, spor la treabă să aveți, cei cu bagurile spor la baguri și în primul rând nu mai faceți atâtea baguri, <laughs> o să aveți mai puțin de rezolvat. Nu glumesc. Ce faceți voi? Cum sunteți? Ce ați făcut în weekend? V-ați distrat? dă e bine și frumoase? Minunat! Am făcut polul ăla cu subiecte de discutat și lumea a răspuns foarte frumos pe acolo. Și v-ați ales un subiect interesant, foarte interesant, zic eu, din punctul meu de vedere. Ei cum să creezi o relație sănătoasă, fericită. Dar, înainte să începem cu subiectul nostru, vreau să vă povestesc un pic despre Marțiano băiat bun marțianul ăsta. Probabil uh, îl mai știți, am mai jucat World of Warcraft cu el cândva în trecut și s-o hotărât să-și deschidă și el un canal de YouTube. Porte harnicăi, deja are șase videouri în trei zile. Marțianul al nostru nu face clipurile cu comentarii. A zis că plănuiește să joace tot felul de jocuri noi sau vechi. Shootere, RPG-uri, strategie, horror, racing, și mai departe, și pe viitor plănuiește să joace Diablo, seria Starcraft, Doom 2016, Doom, Eternal, cam asta ar fi în prima fază. La program se mai gândește, dar cel puțin două clipulețe pe săptămână e non commentary, dar dacă vă place cum joacă, eu aș zice să îl bateți la cap să facă și comentariu pe jocurile lui, că mai interesante. Și eu, iar de landia meu, deci dacă vă place accentul, o să vă placă și comentariile lui. Dacă vreți să-l găsiți, vă las un link în descriere. Mersi și hai să începem subiectul pe care l-ați votat. Nim chest. Treaba aici la Catrinuș. Că săraca Catrin nu n-are de asta. Nu mai am tablaia, -ja. aia, ca am altă tablă acum. Na, no. Și putem vorbi despre subiect. Subiectul ăsta o să cuprindă mai mult uh, prima parte a relației, în care stabilești cum o să decurgă lucrurile în continuare, ceea ce de la început e foarte important. Partea de început e foarte importantă din punctul meu de vedere într-o relație, pentru că cum începi, așa o să și continui și trebuie de la început să ai odată niște indicatori pe care să îi urmărești, indicatori într-un fel, da, pe care să-i urmărești, și după care să te ghidezi să vezi dacă relația asta o să funcționeze sau nu pe viitor. Înainte să încep subiectul ăsta mai în detaliu, trebuie să vă spun că nu sunt relationship coach, nu sunt relationship guru, nu mă pricep. Tot ce spun aici îi din experiența mea personală. Deci eu vorbesc ca și o tipă random pe care o întrebați. Ce crezi tu că e important să se întâmple la începutul relației? Cum crezi tu că ar trebui să înceapă o relație cu cineva. Bun, am, am stabilit asta. Na da, bun, acum că am stabilit lucrul ăsta că sunt o persoană normală ca oricare alta și sfaturile mele nu sunt universal valabile pentru că fiecare are preferințele lor și într-adevăr și subiectul ăsta e super subiectiv, eu vă spun din punctul meu de vedere cum cred eu că ar trebui să înceapă o relație pentru a fi fericită pe termen lung. Bun. No, hai să discutăm. În primul rând, e important să fiți conștienți că nu poți să ai o relație fericită cu oricine. Deci e foarte important să-ți alegi persoana potrivită. No, dar de unde știm și cum știm lucrul ăsta? Foarte bună întrebare. De unde știm că e persoana potrivită? Păi, din date -uri. Din punctul meu de vedere, Că zicea cineva că dacă tipa, dacă mergi la întâlnire de mai mult de trei ori, nu e ok tipa. Și că dă pace că e o nehotărâtă. Aș putea să dau dreptate, că într-adevăr sunt și tipe care asta urmăresc. Le place să no, iasă cu persoane care le, ar zice, venerează. <laughs> nu zic nu. Dar pentru a începe o relație, nu cred că ajung trei date -uri. Ne întâlnim de trei ori și după aia vedem ce-a fi. Cel puțin, din punctul meu de vedere, dacă vrei o relație serioasă, nu-ți ajung trei date să-ți dai seama dacă e persoana potrivită sau nu. Bun. Acum, la date trebuie să-ți dai seama de mai multe lucruri. În primul rând, dacă aveți aceleași valori. Și când vorbesc de valori, îți dai seama de valorile unei persoane punând-o în tot felul de situații și vezi dacă se aliniază cumva cu valorile tale. Și stai să începem, stai să începem cu începutul. Odată, toate lucrurile care le spun aici, voi, în primul rând, trebuie să fiți conștienți și să vă răspundeți la întrebări. Să știi foarte bine... Oh, că iară, cred că mă pun să fac diagramă. <laughs> Da, bun. O să fac iar diagramă, că sunt multe informații și poate un pic complicate, dar dacă aveți ceva mai pe scurt, poate o să vă fie mai ușor să, să vă ghidați după ele. Deci, în primul rând, voi trebuie să știți ceea ce vreți, ca să puteți să vedeți dacă persoana cu care vă întâlniți e o persoană potrivită pentru voi. Dacă sunteți mai tinerei și nu prea puteți să vă dați cu părerea din perspectiva asta, adică Bă, nu știu ce vreau. Vreau o gagică și atât. Nu e o problemă. Stați liniștiți. Eu vă dau acum numai un pic de gândit. Aaaa, aleluia! Era să mor. Bă, da, dă asta un damage. Am o pe final, că nu... No, gata, gata, că ne-am rezolvat. Gata, l-am omorât. Mă scuzați, am fost foarte prinsă de bătălia asta epică. Deci dacă sunteți, nu știți ceea ce vă doriți exact, nu e o problemă. Pentru că e nevoie și aici de un pic de experiență. Adică trebuie să cunoști mai multe persoane ca să-ți dai seama cum funcționează, urmăriți comportamentul persoanelor și după aia puteți să vedeți exact ce vă doriți. Nu acum. Valori. Valorile pe care le aveți sunt foarte importante și când zic valori, mă gândesc mai mult la modul vostru de gândire. Ce faceți? În ce circumstanțe. Hai să vă dau un exemplu să înțelegeți. Nu că ar fi, nu știu ce mare exemplu, dar ca idee. Acum mai un exemplu mai macabru, dar e o discuție pe care am avut-o la un moment dat cu cineva. Sunt două puncte de vedere diferite, care... Pot să fie complementare într-un partener, dar pot să aibă ramificații mai mari în relație. Și atunci trebuie să-ți găsești o persoană care gândește cât de cât, la fel ca tine, în situații de genul ăsta, în situații mai majore, aș zice. Nu că ce mâncăm astăzi și, și ce culoare ne luăm perdielele, da? De exemplu, am avut o discuție cu două persoane în același timp despre o persoană care... Nu, a fost o știre la un moment dat că o persoană s-a sinucis. Și am avut două persoane lângă mine care au avut două păreri complet diferite. Una zicea, da, înțeleg, au avut o viață destul de grea, persoana respectivă, și nu, no, îmi pare rău. Iar cealaltă persoană a zis, Păi, nu a avut o personalitate puternică, nu a fost în stare să își rezolve problemele și dacă ești slab, nu. No. Asta e, ești slab. Și mie nu-mi pare rău. Deci astea au fost două reacții complet diferite la aceeași veste, cu aceleași informații. Deci e important ca să aveți aceleași principii, aceleași valori și aș zice cam aceleași priorități. Dar asta vă dați seama doar din discuții cu persoana asta. Și o întreb, ce părere ai despre lucrul ăsta? Ce părere ai despre el? treaba asta? Încercați să presărați conversațiile cu întrebări de genul ăsta, să vedeți dacă gândiți la fel. Uite, o întrebare foarte bună ar fi, îți plac căței? Tu știi că ești mare iubitor de căței? Să vezi dacă poate tu ai cățel. Și o întreb, îți plac căței? Și ea zice, pf. Nu, uh, da, îmi plac, dar se văd de la distanță, că nu am chef să vină, să sufle pe mine și așa mai departe. Și tu știind că ai cățel și știi că nu. No, să zicem că îl lași în casă, se mai urcă în pat, nu, no, îi mai faci pofte. O să știi că persoana asta nu o să suporte lucrurile astea, adică odată ce vine în viața ta, tu trebuie să renunți la tine și la cine ești tu pentru a-i face pe plac. Pentru că dacă nu, continuă o să fie certuri. Și certurile sunt <laughs> constructive câteodată, dar câteodată nu sunt. Bun, am discutat de valor. Deci trebuie să știți... Foarte bine. Ce valori aveți voi și pe ce puneți preț în viața asta? Capabilitate emoțională și intelectuală. Nu. E foarte important să vă luați o persoană care se ridică la nivelul vostru. Chiar dacă pare că ar fi mai ușor să luați o persoană care e un pic mai jos, credeți-mă că pe termen lung nu e ok. Și vă spun de ce. Poate că o moment te face să te simți mai bine, um, că persoana de lângă tine nu are aceeași inteligență ca și tine, sau pe cealaltă parte, poate vrei să-ți o persoană foarte, foarte inteligentă lângă tine. Ăsta, într-un fel, ar fi un lucru bun dacă și tu ești motivat să crești. Deci numai dacă ești motivat să crești și să învezi de la persoana asta și să și ai în plan să te ridici la nivelul ei. Dacă nu, dacă o iei doar ca să te mândrești că na, persoana asta uh, are titulatura asta și e super inteligent, aș zice că nu prea funcționează. Vă spun din punctul meu de vedere, o să mai zic din punctul meu de vedere să nu cumva să Credeți că e universal valabil ce spun eu. <laughs> Bun. Hai să vă dau un, un exemplu. Să zicem că ați ales o persoană care e sub voi, ca inteligență. Și câteodată te mir de ce scoate pe gură. Odată că s-ar putea să te simți jenat când introduci persoana asta în grupul de care faci tu parte, care, teoretic îți la același nivel cu tine. Și s-ar putea ca la un moment dat să cunoști o persoană cu care poți să ai discuții foarte interesante și te atrage inteligența ei. Și atunci ai o dilemă de, da, parcă mi-ar plăcea să am o persoană lângă mine cu care pot să am discuții inteligente, care mă ajută să cresc, cel puțin. Așa gândesc eu. Bun, deci, să fiți cam la același nivel din punct de vedere intelectual, ar zice. La fel, inteligență emoțională. Dar asta nu știu dacă puteți să o vedeți chiar, chiar de la început, inteligența emoțională, că e mai greu de identificat, dar asta îi după ce să zicem, alegeți persoana asta, vă povestesc și cum crezi, cum ai grijă de relație în primii pași, pentru că, așa cum v-am zis, cum îl crești, așa îl ai. <laughs> Foarte important. Respect. Eu zic că o relație fericită se bazează pe trei piloni majori. E dragoste între cei doi, respect și încredere. Ăștia sunt cei trei piloni majori pe care orice relație ar trebui să se bazeze. Din punctul meu de vedere. No, și atunci, la primele date cu persoana asta trebuie să-ți dai seama dacă te respectă. Ce înseamnă? Că normal că la început e toată lumea respectoasă și totul e în regulă. Trebuie să vezi dacă, că o să, o să povestești și tu chestii. Și trebuie să vezi dacă începe să se lege de tine cu chestii, dacă te insultă câteodată, chiar dacă e în glumă, nu contează, insultele îți insulte. Eu prefer, de exemplu, dacă cineva îmi povestește că a făcut o prostie majoră, de exemplu, cum e colega mea care tot vorbește câteodată prostiuțe, decât să-i spun Poți ce proastă ești și aș spune o în glumă și cred că m și înțelege că o zic în glumă, tot timpul prefer să spun ce zăpăcită ești sau că iară ce ai făcut e minune. Și așa trebuie să se comporte în general lumea cu voi. Nu... Nu-i lăsați să vă insulte, că e foarte ușor să creați un obicei și după aia să nu mai puteți opri. Pentru că așa au fost învățate persoanele de lângă tine. Că așa i-ați învățat, practic. Că e ok să vă insulte. Nu dați voie. Și dacă povestiți chestii de-astea amuzante și vedeți că persoana are tendința să vă insulte, e bine să, să stați departe. Și la fel, nu insultați persoana cu care vorbiți. Da. Și... Ce mai e important? Persoana asta cu care, cu care discutați, trebuie să vedeți și cât respectare are față de persoanele din jur. Ha, asta e mai bun. Vreau, mulțumesc, l-am primit eu. Adică, în poveștile pe care vi le spunem, să urmăriți modalitatea în care persoana asta vorbește de alte persoane din viața ei. Dacă descrie pe cineva, că aia e o proastă, ăla e un prost, e un cretin, nu știe ce cu el pe lumea asta, chestii genul ăsta, și ăsta pentru mine e un red flag. Dacă vorbești așa de cei din jur sigur și de mine o să vorbești așa celorlalți. Dacă vreodată o să, o să te supăr cu ceva sau chestie genul ăsta. Mie mi se pare că insultele în general arată faptul că persoana nu are vocabularul așa de bogat încât să poată să explice altfel și mai frumos acțiunile unei persoane. Deci nici voi când povestiți chestii, vă rog să fiți atenți la vocabularul pe care îl folosiți. Odată trebuie să vedeți dacă fata e sinceră cu voi și deschisă. Mă sincer nu prea poți să dai seama, dar dacă e deschisă, dacă răspunde deschis la, la întrebări. De la primele date trebuie să știi dacă persoana... Dacă te poți baza pe persoana asta, adică vă puneți de acord să vă vedeți luni și a zice, a, nu mai pot, amână pe marți, de exemplu, și și marți zice, a, nu mai pot, și dacă mai zice și miercuri nu mai pot, eu zic să nu mai invitați în oraș, ever, never. Uh, o persoană, dacă chiar e interesată și e o persoană stabilă, ori o să vă spună, uite, cred că nu mai e ok să ne întâlnim, pentru că nu se leagă nimic, sau o să vă spună, hei, no, chiar, îs foarte obosită de la muncă, îmi pare extraordinar de rău. Hai te rog să ne vedem miercuri direct, că marți am ceva de rezolvat. Apropo, când sunteți perioada de dating, lăsați persoana să spună dacă vrea ce face. Adică, no, mă duc că am, nu știu, ce activitate, hobby, luni și nu putem să ne vedem. Ne vedem marți, marți îți spune ei, nu mai pot să ne întâlnim, hai să ne vedem miercuri. Dacă nu-ți spune de ce, nu întreba. Respectă, respectă decizia, respectă intimitatea, pentru că nu îți datorează nimic persoana asta încă, doar ieșiți la niște deituri. Dacă o să vrea să spună ce face, o să spună sau o să-ți povestească miercuri. Bă, ieri n-am putut să vin pentru că o intervenit ceva urgent, uită, îmi pare rău. Mie, nu-mi plac persoanele pușii. Și cred că deja v-ați dat seama, mie nu spune nimeni nimic. că adică dacă am treabă, am treabă și nu trebuie să dau eu atâtea explicații. Acum, eu nu le spun astea într-o ordine anume, să știți. Așa cum vin la rând. Dar și atracția fizică, normal că e super importantă într-o relație. Din punctul meu de vedere, e un criteriu foarte important. Pentru că are mai multe implicații. În principal, să vă îndeplinească cumva toate nevoile. Dacă nu, e posibil să întâlniți o persoană care să vă îndeplinească nevoile care vă lipsesc și atunci bă, e destul de, de, greu de gestionat. O altă chestie pe care, la care trebuie să fiți atenți din punctul meu de vedere când ieșiți la date să vedeți dacă e o persoană interesată să vă cunoască. Adică pune întrebări despre viața voastră. Gen, nu am fost astăzi la muncă. Cum îți place la munca asta? Ce-ți place cel mai mult? Ce nu îți place? Cum te înțelegi cu părinții? Ce hobby-uri ai? Sunt întrebări pe care și voi ar, ați putea să le puneți, dar și persoana asta trebuie să fie interesată de voi. Dacă în continuu stă și povestește numai despre ea, înseamnă că e un pic de problemă și nu aș putea să vă spun de unde vine. Oricum, nu e un lucru bun. Oricum, să zicem că ați trecut uh, prin toate filtrele astea și ați găsit persoana potrivită. No! Foarte important, sunt foarte, foarte importante primele luni. Am murit, mă hilaru. A, mai so 3 mobi. Ore reusesc astia? Si odat gift of naru. Rogul umaro pa 1. Claro, uita, more si 100. Ne hey, <laughs> 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 like more. Eeeeeee! NST. Lexa, morg, teme! Gledam ga, bo utazl na South Park. Oh super funny. Na no, bun, acum, primele luni de relație. Ce trebuie să faceți în primele luni de relație? Să fiți siguri că perioada asta de luna de miere nu se termină. Cum mai nu pot să vă dau rețeta perfectă, eu vă spun din punctul meu de vedere ce îi important să faceți. Odată, nu știu dacă vă puteți da seama din uh, date dar știți că sunt cele cinci limbaje ale iubirii. Îi uh, încurajarea, complimente uh, sau Sprijinul pe care îl oferiți. Asta e un limbaj al iubirii, adică persoanele se simt iubite dacă le faceți complimente, le încurajați, îi sprijiniți în ceea ce face. Um, alte persoane se simt iubite dacă le oferiți timpul vostru și petreceți timp de calitate împreună, adică depinde de persoană. Timp de calitate poate să fie o ieșire la restaurant. La fel cum timp de calitate poate să fie și hai să ne uităm la un film bun. Sau să ieșim la cinema să ne uităm la un film bun. Deci trebuie să vedeți când e vorba de timp de calitate, ce înseamnă timp de calitate pentru... A, oh, nu! No. Am crezut că mă deconectează. S-a blocat pentru un moment. Iară se blochează. Bă, ăștia mă dau afară imediat! Uită-ți cum face! Nicătă! Să știți că nu e la editarea mea! No, bun, am avut un pic de lag. Na no, bun. Deci, trebuie să știți uh, ce timp de calitate are nevoie persoana de lângă voi. Un alt limbaj sunt cadourile. Faci cadouri. Acum, nu mă pricep pentru că nu-i limbajul meu. <laughs> Aici chiar nu mă pricep. Nu știu și nu văd cum, dar e... trebuie să înțelegeți ce tip de cadouri. Dacă sunt mici atenții, cum v-am mai spus. Știu că la fata asta îi plac, nu știu, chipsurile Pringles și din când în când îi faci câte o surpriză și îi aduci câte un Pringles acasă. da, foarte drăguț. Dacă e vorba de cadouri scumpe, habar nu am. Că poate numai așa se simte uh, iubită și apreciată când îi faci cadouri. Acum, n-aș zice că e Goldiger pentru că nu cunosc... Uh, motivația din spate, dar aveți grijă. No. Dacă sunteți pe aceeași lungime de undă și înțelegeți, atunci ai clar că înțelegeți de ce. Dacă nu și nici nu vă place faptul că ăsta e modul în care persoana de lângă voi se simte iubită, atunci rupeți relația, pentru că persoana asta niciodată nu o să se simtă împlinită lângă voi dacă nu-i oferiți ceea ce are nevoie. Uh, alte persoane să simt iubiți în, în, în momentul în care faceți ceva pentru ele. Servicii făcute cu dragoste, da? Că uh, mai spălați vase din când în când, mai faceți curățenie împreună cu persoana, uh, o ajutați la gătit, mai curățați legume dacă nu știți altceva. Dacă vă da ceva în grijă, aveți grijă de responsabilitatea respectivă. Adică faceți ceva pentru ea, de fapt. Și ultimul limbaj al iubirii, care eu am crezut că este cel mai des întâlnit, deși nu e așa, este contactul fizic afecțiunea. Dar spre surprinderea mea, nu, a fost o greșeală. Dar probabil cu asta suntem cel mai obișnuiți oricum. Deci, după ce intrați în relație, trebuie să vă dați seama ce limbaj de iubire are persoana asta ca să puteți să o iubiți așa cum își dorește. Pentru că dacă nu, s-ar putea să o pierdeți. De tot timpul o să simtă persoana asta o listă o lipsă. La fel, și voi trebuie să vă cunoașteți, să vedeți care dintre limbajele astea vi se potrivește cel mai bine. Poate să fie și un mix. Ca să sunt toate modalități prin care poți să-ți arăți dragostea față de o persoană. Dar... Din punctul meu de vedere, o să fie unul dominant. Și de la dominant trebuie să aveți grijă. Și dacă persoana de lângă voi nu vă întreabă nimic despre cum vă place voi să fiți iubiți, ar fi bine să îi comunicați voi lucrul ăsta. Dacă voi sunteți mai, uh, aș zice, cunoscători din punctul ăsta de vedere. Acum, în prima lună de relație, eu zic să nu voi fie niciodată frică să impuneți niște limite sănătoase. Și prin asta mă refer la faptul că... nu, poate fata nu voi insultat la date-uri, dar acum ați enervat-o cu ceva și a început să vă spună chestii de genul ăsta. Prost și măgar și nesimțit și așa mai departe. Tot noi e ok. O să vă rog să-i atrageți atenția, să nu mai vorbească așa cu voi. Eu zic că e mai ok să pierzi o persoană care să se comporte așa cu tine decât să o înduri și să înceapă să îți distrugă încet, încet încrederea în sine, pentru că în continuu îți spune lucruri nasoale. Na, acum chestii generale. Să aveți tot timpul o comunicare deschisă și sinceră. Ce înseamnă asta? Dacă te supără ceva, spunei, Dacă îți place ceva, spune te rog, persoanei respective. Pentru că noi suntem obișnuiți să, în general, suntem obișnuiți să spunem numai în momentul în care e ceva rău. Spune și spuneți și în momentul în care lucrurile sunt bune, -s, frumoase, pentru a încuraja comportament de genul ăsta. Adică, vai, mi-a plăcut atât de mult că ai făcut lucrul ăsta pentru mine, nu mă așteptam sau orice în direcția asta de a încuraja comportamente pozitive. Nu tratați lucrurile ca și cum aveți dreptul la ele. Adică, dacă persoana asta de lângă voi, cum ziceam, o spală vasele, de exemplu, nu vă comportați ca și cum ar fi trebuit să facă lucrul ăsta, chiar dacă l-au făcut, fiți recunoscători și spuneți nu, no, uite, mă bucur foarte mult, mulțumesc mult că m-ai ajutat cu vasele. Credeți-mă, face mult lucrul ăsta. Să se simtă persoana de lângă voi că nu face chestiile numai așa și că nu profitați de bunătatea lor. Trebuie să fiți înțelegători și empatici unul cu celălalt. Dacă vă povestește ceva, nu judecați. Cel mai bine e să nu aveți nicio reacție. Uh, mai ales dacă vedeți că îi e greu să povestească anumite lucruri. Acum, dacă nu vă convine situația în care o fost persoana asta și credeți că o proceda greșit, vă dați seama de lucrul ăsta din povestea persoanei, vă rog să nu o judecați. O fost cu ceva timp în urmă. Puteți să ziceți, de exemplu, uite, înțeleg, știu că a fost perioada asta așa cum a fost, dar mi-ar plăcea să înțeleg de ce ai luat decizia asta atunci și dacă ai face la fel și acum. Și atunci înțelegi și contextul și constrângerile prin care persoana asta a luat deciziile pe care le-a luat și îi mult mai bine decât să trageți direct concluzii. Și încă ceva. O să vă povestiți. O să îți povestească și persoana respectivă multe povești, chestii din familie, din copilărie, din... despre neamuri. La fel o să faci și tu. E foarte important, nici tu, dar nici persoana aia, să nu vă legați niciodată unul de trecutul celuilalt. Gen. A, păi, de-aia... Uh îmi spui lucrurile astea pentru că ai avut relația aia în care îl lasă comporta nu știu cum cu tine. Sau așa ai și tu ca mai ta. Sau ca taică tău. Sau păi dacă ei apărarea la soră ta sau la frate tău, așa cum ai făcut din tădeauna, Foarte mare grijă. Nu faceți niciodată lucrul ăsta. Dacă vrei să vii cu argumente, hai cu argumente solide din ce s-a întâmplat între voi. Și atât. Nu are rost să implici trecutul persoanei. Asta e un dead. Popă! Ei! Popă! Nu vrei să ne batem? Popă! Hai să-l omor pe ăsta. Gata. Respectul de care vorbeam, nu trebuie să moră. Deci respectul în continuu trebuie să fie acolo. E bine să puneți limite. Gen, nu-mi place că ai făcut lucrul ăsta. Mi-aș dori să nu mai faci lucrul ăsta. Uh, lucrul ăsta m-a făcut să mă simt... În felul ăsta, chiar dacă vi se pare că vă plângeți degeaba, credeți-mă, pe parcurs se adună lucrurile, și când se adună, când izbucnesc deja, e prea târziu. Deci, în momentul în care se întâmplă prima dată un lucru care nu vă place, e bine să, în primul rând, e bine să stai, să contemplezi, să vezi exact ce s-a întâmplat și după aia să discuți cu partenerul. Pentru că m-am supărat că ai făcut lucrul ăla, nu o să ajute la nimic. Credeți-mă că poate partenerul nu a fost nu au avut intenția să vă supere, ci au făcut un lucru care îi se părea absolut normal. Pe voi vă supărat. Întrebarea e de ce? Ce din situația asta vă supărat? No, când se întâmplă lucruri de genul ăsta, treceți peste ele, liniștiți-vă și vă... Încercați să vă dați seama de ce v-ați supărat ca în momentul în care vă prezentați situația, să aveți și răspunsul. Ăsta a fost sentimentul care a predominat la momentul respectiv. Dar și voi trebuie să înțelegeți de ce. Mai pot să fie cuvinte care efectiv nu-ți place să le auzi cum e de exemplu. Tu tot timpul faci lucrul ăsta. E o generalizare care, poate din punctul tău de vedere, nu e adevărată. Și nu poți să spui că nu e adevărat, că nu tot timpul. Dar îți dai seama că lucrurile astea vin de undeva din trecutul tău. Poate părinții tăi, tot asta ți-au spus. Că tu tot timpul așa faci. Și acum, când auzi cuvintele astea ca adult, îți se ridică părul pe spate și ai tendința să urli, să so, te cerți, să... So, nu, no, indiferent ce-o fi. Deci trebuie să înțelegeți foarte bine de unde vin lucrurile astea. Sprijin reciproc și asta e foarte important în relație. Să aveți grijă unul de celălalt și să vă sprijiniți când cineva are o inițiativă. Cultivați încredere, aș zice. Și, și asta e un lucru destul de interesant. Cum faci lucrul ăsta? Chiar dacă persoana de lângă tine nu-ți cere. Nu cred, că, nu cred că se rezolvă problema asta prin uh, dăm telefonul la verificare și l controlat. Dacă eu zic că trebuie să începeți de la început să fiți sănătoși cu privire la comportamentul față de partener. Vă sună cineva. Prima reacție pe care trebuie să o aveți, din punctul meu de vedere, e să spuneți cine vă sună. A, mă sună colegul. Da, mă sună colega. Mi-a trimis mesaj pretinul nu știu care. Vrea nu știu cine să ne vedem. Cu cât dați mai multe informații cu privire la viața voastră personală, cu atâta persoana de lângă voi o să aibă mai multă încredere. Și la fel și voi. Trebuie să aveți încredere, dar nu orbește. Și dacă de partea cealaltă nu se întâmplă la fel, trebuie să comunicați cu persoana de lângă voi și să explicați ce pretenții aveți, nu pretenții, un fel de cerințe, aș zice, ca să poți să ai încredere în persoana asta, că nu poți să ai neapărat orbește în nimeni. Dar așa, începi să cunoști și observi șablon. Eu sunt foarte bună la treaba asta. Observi cine îi scrie cel mai des, cu cine vorbește, despre ce vorbește, dacă și asta îți spune, cât vorbește la telefon cu o persoană sau alta și chiar dacă nu ții cont efectiv de ce se întâmplă. Eu cred că tot îți dai seama dacă ceva nu e în regulă. Că la un moment dat zici da, da, N-ai mai vorbit de mult cu persoana asta, sau ce s-a întâmplat că în ultima vreme vorbești foarte des cu persoana asta, sau... Nu știu. Și așa, puneți întrebările cu curiozitate, fără să judecați. Cred că ăsta e ultimul lucru pe care îl mai adaug aici. Și probabil o să mai facem, că sunt multe lucruri de povestit și de discutat. Așa, lucru foarte important și cred că am mai menționat într-un într video... Cel cu, cel cu friend zone. Păstrați-vă independența în relație. Uh, nu înseamnă că trebuie să ignorați persoana de lângă voi, sub nicio formă, dar să aveți și voi lucrurile pe care le faceți separat. Și vă spun și de ce. În caz că nu e relația potrivită, în caz că. Deci, sunt două variante. În caz că nu e relația potrivită. O să vă fie mai ușor să puneți punct și să căutați o relație care se potrivește mai bine cu stilul vostru de viață. Deci odată asta. Pentru că voi v-ați păstrat deja independența și aveți lucrurile pe care le faceți și pe care continuați să le faceți. Nu totul se învârte în jurul persoanei cu care sunteți. Iar dacă e o relație potrivită, faptul că stați foarte, foarte mult împreună, poate în primele luni ok, dar faptul că stați foarte, foarte mult împreună ar putea să fie în vostru. Pentru că, eu zic că timpul petrecut tu cu tine și cu pasiunile și hobby-urile tale e un alt timp de calitate pe care trebuie să îl prețuiești pentru sănătatea ta mentală. Dacă în continuu stai cu persoana asta, nu te mai dezvolți, cumva stai pe loc. Dacă în continuu ai contact cu alte lucruri. De exemplu, poate îți iei timp să stai pe YouTube, nu știu, două ore într-o zi, pentru că ți-ți place să, să, înveți chestii noi. Nu, no. nu renunța la lucrul ăsta, pentru că te ține loc. Și până la urmă, dacă nu faci altceva, nimic în afară de ceea ce faci cu partenerul, la un moment dat o să mai aveți ce povesti. Acum sună foarte superficial lucrul ăsta, dar cam așa îi, într-un fel. Dacă el nu iese, tu nu ieși, nu mai aveți ce să vă povestiți unul altuia. Bine, asta e la un nivel foarte superficial, într-adevăr, dar da. No. No. Eu zic să ne eu prima aici, am vorbit despre el, cred că o să fie un episod imens. Nu știu cum o să fac cu el, dar. <laughs> Nu uitați să vă duceți la community post, să votați subiectul care o să-l discutăm data viitoare. Vă mulțumesc pentru tot suportul vostru. Sper că v-am fost de folos, cât de cât. Uh, vă mulțumesc mult pentru subscribe, pentru like-uri, pentru comentarii. Și până data viitoare, rămâneți cu mine. V-am pupat! Pa, pa!